Salutare și bine v-am regăsit prezenți în această seară la Rapid versus FCSB. În deplasare joacă Rapidul astăzi. Suntem prezenți alături de echipă, chiar dacă nu traversează cea mai bună perioadă. Asta nu înseamnă că nu vom merge să-i susținem, nu vom merge să fim alături de ei. Nu trebuie să dăm niciun pas în spate, pentru că, cum am zis, noi nu suntem suporteri de trofee, noi iubim clubul și îl vom iubi mereu și vom fi alături de el mereu. Da, și în această seară, clar, stadionul va fi arhiplin, s-a anunțat sold out. De adevăr, s-au vândut foarte repede biletele în tabăra FCSB-ului, însă eu vreau să fiu și puțin realist. Poate sunt și subiectiv, recunosc chestia asta, dar să fim și puțin realiști. Într-adevăr, sunt aproape campioni, lucrul ăsta e clar. Poate, într-adevăr, nici Rapid nu a avut cea mai bună performanță în acest play-off, dar să ne uităm să analizăm puțin lucrurile. Unde sunt suporterii care sunt alături de echipă mereu și iubesc echipa? La Rapid, care sunt prezenți într-un număr mare de fiecare dată, sau la FCSB, că dacă ne uităm puțin în timp, când jucau, nu știu, la începutul campionatului, de lucrurile nu erau clare, nu știa nimeni ce o să se întâmple, sau când era în timpul săptămânii, sau era puțin mai frig afară, dar aveau meciul cu echipe mai puțin, mai subclasate decât ei, erau 1.000, 2.000, 3.000 pe stadion, atât. Da. Na, cum spuneam, aici rămâne, se vede clar cine iubește într-adevăr o echipă și cine vine alături de ea doar pentru echipă, nu pentru trofee și rezultate. În schimb de Rapid, de cum va juca, ce față o să facă în seara asta, nu știu ce să zic. Să câștige e greu, dar nu știu cum o întoarce Rapidul, pierde cu alte echipe și câștigă cu FCSB, că e ceva clasic pentru ei. Aici e diferența. Una e să faci front comun, să lupți împotriva autorităților, și una e să fii o galerie nerecunoscută. De fapt, nici nu ești recunoscută ca galerie. Sunt trei brigăzi aruncate acolo și nu le recunoaște nimeni sub formă de galerie sau de galeria unei echipe. Că ei susțin doar două culori, roșu și albastru, atât, dar o echipă nu susțin. Echipa asta e inexistentă. Ați adormit? Nu mai cântă nimeni acum? Da, și la nici două minute Rapid reușește egalarea. Meci decis, sunt 5 rău. Mai puțin în tribune, la tabără, sper să nu prea se cântă. Mă nu se sparse minte, nu prea se cântă, dar da, e normal, cum ai zis, sunt 50-100 deplasări și știi că sunt galerie. Bă, dar explic,
explicați-mi, într-adevăr, am zis, Rapid nu a avut cele mai bune 4 etape din play-off. Clar asta și o recunosc. Dar cum naiba se face, că FCSB câștigă doar cu echipele care stau căpriță. Precum, Sepsi, Sfântul Gheorghe, CSU Craiova. Paru Constanța sezonul ăsta au cansat căpriță, că n-a. Sezonul trecut au luat niște puncte la FCSB, sezonul ăsta trebuie să le dea înapoi. Cum se face? Cum? Singurele echipe care nu sunt pro FCSB în play-off, e clar, Rapid și CFR Cluj. În rest, toată a fost căpriță. Vă zic sincer că mă simțeam aici la tribuna a doua, mai devreme ca o floare de colț între bunurile și nu exagerez. Vă zic, oameni, niște specimene, aoleo, vin pe stadion doar pe invitație, atât, pe bune acum! Da, într-adevăr, a fost offside o decizie corectă. Dar unde e FCSB? Unde e campion? Dacă nu sunt campion, unde e? Că nu-i văd pe teren. Nu prea joacă. Într-adevăr, e doar minutul, cred că 20-23. Unde sunt? O campioană? Din primul minut? Toatele adversarii pe jos. Unde sunt? A, dar stai că nu mai sunt adversarii care stau căpriță și stau puncte. Am uitat chestia asta. Deci nu sunt ce galerie, după ce faci o coreografie, lasă o parte din coreografie acolo pe peluză. Deci nu știu, e singura galerie, tentativă de galerie, care afișează un mesaj care face parte din coreografie și pe toată durata meciului îl lasă acolo. Deci nu știu. Cazurli! Da, și final de primă repriză, Rapid conduce la pauză 2-1. Să vedem acum cum vor intra în a doua repriză. O prima repriză! Băieți, auziți! Auziți, băieți! De unde se duc luni? Melodia care și încep luni, ziua de muncă. Ce să faci? Așa e la ei. Sărani, uitați sărani!
că ținem noi un banner de... Hai că ne chinuim cu el. Câștigător Champions League. Suporteri adevărați, în deplasare nu-i vezi și pleacă din minutul 75 acasă. Uite suporteri, cu ăștia se mândresc ei, care pleacă din minutul 75 acasă. 143 spectatori, vă mulțumim că sunteți alături de noi! Ultra și de TikTok, după vă scoate, de ce nu faceți lumină? Minte eu cu ultras de TikTok. A, dar stai că ce nu sunt suporte, ce sunt suporte de rezultat, am uitat. Uitați campioni, el a plecat acasă, ia uitați. Aolo. Ce zic că sunt suporte, ultras. Campionii de la plecat acasă. Thank you.
fugiți! Da, și final de partidă 2-2. Nu știu dacă o să mă credeți, dar o să pun aici pe ecran. Înainte de partidă am comentat la o postare pe paginii oficiale a Rapidului cu scorul de 2-2. Am stic. Nu mă așteptam totuși să termine 2-2. Iată că așa s-a întâmplat. Rapid, primul punct în play-off contra FCSB-ului. Da, ei sunt cu ale lor. Da, ce să zic de ei, că nu are ce să comentez, că n-au ieșit cu nimic în evidență. Rapidiștii, fel și pășinători, altă atitudine, alt moral, o spune pentru următorul meci, acum altă atitudine, altă dăruire. Rapidiștii din nou la înălțime, din nou peste FCSB-iști și au dat dovadă care galeria și care cea mai bună galerie din România. Au dominat chiar fondul sonor, degeaba au fost 40 ceva de mică, nu s-au auzit, au cântat doar pe momente. Mă rog, eu am fost Patrick, ne vedem miercuri la Constanța, iar până atunci, ce putem spune decât libertate pentru